Bă, uitați-vă la toți ăștia de aici. Îi vedeți? Tocmai ce-am dat peste Gheorghe Zanfir, bă, nu-mi vine să cred. M-a căcat porumbelul ăla și aveam un căcălău aici. Mi-am luat țeapă, bă, îmi vine să bag mâna după bani. Na, grijă la buzunare, grijă la posesii. Prieteni, sunt aici în piața Catalunia și tocmai ce-am dat peste Gheorghe Zanfir, bă, nu-mi vine să cred. Rămâneți alături pentru cadru. Ia uitați-vă. Ce ziceți, bă? Grande, grande. Asta-mi place, bă. Asta-mi place în Barcelona. Și vă spun sincer, plin de român la Barcelona. Dar dânsul chiar ne face cinste și onoare, bă. Haideți, haideți că-i dăm pe centru. Astăzi v-am luat cu mine să luăm pulsul orașului. Nu mai știu ce am vrut să zic. Prieteni, mă aflu aici în piața Catalunia și nu știu ce se întâmplă, bă, dar e plin de tarabe de astea peste tot. Se mănâncă și se bea în dușmănie. Căutăm și noi un loc așa mai pe bugetul nostru și ne așezăm. Ne așezăm că m-a rupt antrenamentul de astăzi. Am băgat picioare, bă, mi-a zis Diana că am picioarele ca un pui de crevedia. Dar le lucrez și la anul vară să vedeți ce butu scot pe plajă. Mamă, mamă, mamă. Ia uitați, băieți. Bă, e full, mă, nici nu știu unde ne pune. Dar căutăm, căutăm, căutăm. 5 ani, de când am mai auzit de 5 ani, mă? Ăștia fac vermut, nu? Sau ce fac? Scrieți în comentarii ce fac comunitatea lui Mircea. Haideți, vă rog frumos, și scrieți în comentarii cu ce se ocupă 5 ani. Ați auzit-o pe moldoveancă cum o zberat când o văzut Estreia, da. Îi place berea, bă, ceva de groază. Nu știu, hai să vedem. Brânzeturi. Brânzeturi și frigărui. Diana vrea ceva pe băț. Nu, fac acasă eu la 2 euro. Nu, o ne rezolv acasă. N-are rost. N-are rost. Crede-mă. Bă, câtă lume e aici, bă, nu-mi vine să cred. Îmi place, îmi place. De toate pentru toți. Pe toate gusturile. Barcelona n-a murit, bă, nici în luna lui octombrie. După cum bine puteți vedea, nu știu ce să zic, 50% turiști, 50% localnici. B-am văzut-o pe una, vreau. Rest in peace, Tina Turner. Asta vreau să vă spun. Nu știu, mă tot pierde Diana. Gata, gata, gata. Pun punct aici că o mai pierd prin balamucul ăsta și v-am dau de lucru. Hai, 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 hai. Exact ce v-am spus, am pierdut-o deja. Ia-mi dat-o, bă! Bă, cât am căutat-o, dar am găsit-o. Hai! Eu te-am găsit. A few moments later. Con toque, parla. Entonces de allá que la nuestra cuenta comienza a la tarde. Noroc bun, ce credeți? Am cumpărat de la ăștia la suprapreț? Nu, am luat de la magazin și ne-am pus noi boscheți aici, bă. Pe zona verde, ca toată lumea. Dar ce are, mă? No pasa nada. Mamă, ce-mi place. O atmosferă în Barcelona, bă. Primark! Cu drag vă recomand tuturor să veniți. Reduceri mari la Primark, cum spune Moldova. Dar și un ambient propice. Din punctul meu de vedere. Ce vreau să spun cu asta, propice? Adică nu e zumzetul ăla de vară și agitația aia. În mod special, agitația din cont. În momentul de față găsiți cazări mult mai ieftine, undeva la 30-40% din prețurile de sezon de vară. Așa că haideți, bă, cu toții la Barcelona, că vă aștept cu mare drag și vă fac tururi la 10 euro ora. Să-mi bat piciorul dacă nu. Vă așteaptă Mircea pe toți
toată comunitatea lui de 133 de persoane vă aștept cu mare drag la Barcelona. Dacă veniți 133 de persoane, vă dați seama câte echipe de rugby strângem pe aici. Haideți, bă, ia uitați păsărelele. Au început și muzica. Mai stau un pic, beau berica asta cu Mumu și cred că o invit la dans, bă. Cred că o invit la dans și sper să găsești pe cineva să ne filmeze, să vă arăt un blues corect corespunzător. Hai, 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 hai că plecăm imediat pe Rambla de Catalunia. Mă! Ești paia! Unde ești? Am terea! E plantărit flos? E plantărit regala de casă? Ce? Oh, chino, Pro Astel, că e spuzată a la casa. Spectacole pentru copii și alte activități. Așa că, familiștilor, haideți la Barcelona, bă. Haideți că vremea încă ajută și ambientul e foarte, foarte frumos. O atmosferă nemaipomenită. N-am mai văzut de foarte mulți ani ceva de genul ăsta. Vă spun sincer, ultimii 3 ani, știți și voi, cu pandemie, cu toate alea, cam strâmtorați. Dar scena turistică și-a revenit, bă. Haideți la Barcelona! Prieten, UK calling, mă strigă fish and chips-ul de numai, bă, așa poftă mie, mă bag aici și eu la rând, aștept cu băieții. E ceva lume, a? Așteptăm, că e ieftin și bun. Doamne ajută la toată lumea, hai cu poftă mare. An eternity later. Se lasă cu selfie-uri aici în față la fish and chips. Bă, 15 minute mai târziu tot aici mă aflu. Închioră e mațele de numai. Ia uitați-vă câte lume e aici la Bao. Vă place Bao? Chinezării de astea. Așteaptă lumea, bă. Ieftin și bun. No, mai așteptăm și noi, mai așteptăm și noi. Și reiau. Reiau când pun mâna pe farfurie. Ce zici? Bă, vi-l arăt acum pe cel mai stilat bucătar de fish and chips pe care l-am văzut vreodată. Tete, el e stilo mazi. Stilo de la feria, grande de lo más grande. Diana se bagă la pizza vegetariană. Asta îi place ei. Eu, cărneturi. Muchas gracias, que va bien. Gracias. Mergem să mâncăm. În sfârșit ne potolim foamea. Am investit și noi, bă, în bugetul feriei. Așa se numește aici, ferie. Nu, eu nu știu cum să zic în română, că n-am văzut chestii de astea. Bâlci. Zilele pieței. Zilele locului. Dar mai mult bâlci. Hai, 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 hai la bâlci. Hai să mâncăm. Nu e ușor să ții ritmul cu moldoveanca. Nu e. Peste medie, cum ar spune, îmi place să mănânc aici. Cișa, aici cișa. Merge, 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 merge. Pizza ta? Merge? Peste medie și pizza ei. Hai, hai că umple mațul și merge să băgăși un pahar de cinzano. Ca să-mi aduc aminte ce e ăla cinzano. Despre vermut era vorba, bă. Cinzano, garone și alte băuturi post-comuniste. Dăm și noi o gură acum să vedem cum stă treaba. Face cinste moldoveanca. Eu mai am 2 euro în cont. De ce mă întrebați? Vă luați contul PayPal. Face și voi o donație la băiatul. Accept PayPal, transfer bancar, Bizum. Nu știu dacă aveți platforma asta peste tot în Europa, dar aici există Bizum în Spania. Și dacă nu, transfer poștal. Hai! Un improsop, mai la tine. Da, gustul clasic al anilor 90, cinzano. Îmi place, îmi place. Bă, prieten, Diana e un pic supărată, bă, știți de ce? O căcat un porumbel, eu i-a zis să nu se supere că e cu noroc. Așa că în seara asta facem 2 bilete la Euromilion. Da, de ne ajută bunul Dumnezeu să scăpăm și noi de sărăcia asta. Sărăcie, sărăcie. Hai, 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 hai. Hai cu noroc. Hai cu... Numai fish and chips am printre dinți. Asta e. Băi, prieten, tocmai ce am tras un fum din scobitoare. Băi, așa tare îmi place aici la Bâlci, vă spun sincer. Îmi aduce aminte de sovata anilor 98. Terapie la lacul Ursu, la Salină.
Voi? Când ați fost ultima dată la Bâlci? Eu mi-am propus anul viitor, am zis că dacă nu merge relația cu moldoveanca, mă duc la Muntele Găina să-mi caut o nevastă. Ha 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 ha!